Viața cu lui. Ce frig e afară. Nu uitați să vă înfofoliți când ieșiți din casă, mai ales dacă locuiți într-o zonă rece. Lumea exagerează mereu când e vorba de ger, nu-i așa? Lui, ai grijă, o să-ți înghețe pielea în 3 secunde. Știți cum fac? Deschid fereastra, scot mâna. 1, 2. Nu o să mă îngheț pe mine. Și bătăile cu zăpadă sunt grozave, nu-i așa? Până primește un bulgăre în ureche. Nu! Nu dați în ureche! Nu plâng. Mă duc în casă. Deși erai lovit în ureche, tu șchiopătai. Dar tata știa ce se petrece. De ce șchiopătezi lui? Te-a lovit un bulgăre în ureche? Deci când ieșiți să vă bateți cu bulgării, nu uitați, protejați-vă foarte bine urechile. O să mă încălzesc vreodată? Iernile în Southern Alp. Zăpada e de 3 metri, iar temperatura sub 0 grade. Poți să îngheți doar uitându-te pe fereastră. Și ce fac locuitorii orașului Southern Alp? Organizează carnavalul de iarnă în aer liber. Așa, te-ai încălzit, mama? Sunteți pregătiți pentru carnavalul de iarnă? Nu participăm anul ăsta. Exact, luăm o mică pauză. Ce s-a întâmplat? Știi câte grade sunt? Numai un țignit ar ieși pe vremea asta. M-a făcut cineva țignit cumva? Vai, Tommy, ce urât din partea ta. Stai liniștit, de fapt a fost un compliment. Nu se poate respira aici. Închide geamul, e ger. Asta numești tu ger? Păi da. Asta nu e ger. Când am fost cantonat timp de o lună pe un ghețar plutitor, era așa de frig încât mi-a înghețat sângele. Pe bune! Dar gura nu ți-a înghețat? Zău? Și dacă ar îngheța așa? Bine, bine, regret nespus. Andy, nu-i mai speria. Știi, n-ar fi o idee rea să nu participăm la carnavalul de iarnă. E o întrecere între familii. Cum ai vrea să câștigăm dacă nu participăm? Dar tată, anul trecut am ieșit ultimii. Acum 2 ani a fost și mai rău. M-am gândit bine, dacă nu participăm anul acesta, vom obține cel mai bun rezultat. Nu-mi vine să cred ce aud. Dar tu ești tot mai competitiv cu fiecare an. Nu-ți face bine? Nu sunt competitiv. Hei, ia te uită, buturuga mea arde cel mai repede. Carnavalul e un prilej de distracție. Ascultă, asta și vreau. Întrecere pe viață și pe moarte, zdrobirea inamicului, umilirea vecinilor, asta e distracție. Cine e alături de mine? Justus Money, pe viață și pe moarte, umilirea vecinilor. Exact. Lui? Da. Ce a zis el de 2 ori? Hei, se încălzește. Așa e, tată. Hei, Tommy, vezi castelul ăla? E făcut din bomboane. Ba nu! Te-aș minți eu? Hei, echipa Anderson, e timpul să concurăm, oameni buni. Eu nu lucrez la închirieri. Ce pierdere, bunica. Mușchii tăi ne-ar fi fost de folos la împingerea Sunny. Ești bine, tată? Sunny e cam grea anul ăsta, nu-i așa? Domnule, 2 deserturi pe zi. Bine, mult noroc. Cine a spus că e vorba de noroc? E o chestiune de curaj și de îndemânare. Da, și de lingușirea membrilor juriului. Ei, nu strică să le ofer câteva cutii de ciocolată de calitate. Muncesc din greu. L-a văzut careva pe Tommy? Ajutor, ajutor! Nu uita mai jos! Ai spus că ai fi bomboane! În fiecare an se lasă păcălit. Ce copil prost! Hei, Grunewald! Aia sunt câini de sanie sau hamster? Ce nostim ești, Jensen? Ai tăices câini pentru orbi? Nu uita să virezi mai mult la cea de-a doua curbă. Nu-ți face griji, draga mea. O să câștig. Aveți grijă de voi. Bătrânul vostru se va întoarce acoperit de glorie. Avem tone de haine pe noi. Cum crezi că ne-am putea lovi? Au! M-a durut. Iată-l pe micuțul Louisiana. Cum te simți știind că peste 5 minute tata o să-l bată măr pe tatăl tău? La fel ca anul trecut. De câte ori trebuie să spun, fiule? Nu vorbi cu dușmanul. Asta numești tu bulgăre, Glenn? Bună, tată. E clar că nu m-ai ascultat deloc toată iarna. Privește-l, nici măcar nu plânge.
Iartă-mă, tată. Andy Anderson, bați recordul anul ăsta? 15 înfrângeri consecutive. Eu nu m-aș pripi, Ben Glenn. Andy, nu trebuie să-i ascunzi jignirile. Nu te teme, draga mea, el e păcăliciul. Anul trecut am avut 15 înfrângeri. Se pare că tatăl tău a inventat un nou sport, cursa de tărâre, boule. Ce stil, ce tehnică. Cu minte, cățelușule, pe loc. Curcat, mort. Îți vând un pont pentru la anul, Anderson. Dacă te așezi pe sanie, viteza e mai mare. O, cine poate să stea pe sanie? Voiam să inventez ceva mai provocator, unic. Regret, Aura. Știi, dacă vrei, poți să fii arbitru onorific al carnavalului. De ce să vreau așa ceva? N-am vrut să te jignesc. Dar nu ți-ar plăcea să afli ce înseamnă să înscrii puncte la concurs, dragă? O, ce drăguță ești, Kitty. Dar nu-ți face griji pentru noi. Am câștigat acum 20 de ani. Avem șanse. Și când va avea loc această revenire miraculoasă? La concursul clasic de patinaj. Voi participa chiar eu. Interesant. Cred că nu mai e nimic de spus. Ne vedem pe gheață. Bună, Ginny. Bună, lui. Te distrezi bine? Da. Sunt numai minus 30 de grade, vântul bate puternic, am ieșit ultimii la concursul de sânii și am mâncat un bulgăre la prânz. Ce zi superbă! Wow, cine e? Nu mai știi pe sora mea, Lana? E studentă, a venit în vacanță. Lana! Da, concurează la patinaj artistic. Ginny era singura fată care mi era prietenă, dar Lana? Ei bine, Lana era femeie. Atunci am avut o revelație. Am înțeles că eu și Lana Harper eram făcuți unul pentru celălalt. Nimic nu ne putea despărți. Bine, poate un singur lucru ne stătea în cale. Ce să patinăm? E rândul meu. Frumoasă încercare, ești grațios. Oh, impresionant. Nimeni nu are atâta grație încât să-mi fie partener la concurs? Nimeni? Mă ofer eu! Păzeara, tatule! Știam ce trebuie să fac, aveam 4 ore să învăț să patinez. Concurenții, pe locuri! Sunt gata, să pornim! Se pare că o să patinăm umăr lângă umăr. Nu pentru mult timp. O ciocolată caldă, umple cana. Poftim! La ce te gândești? Mă înveți să patinez? Loe, n-am patinat de 30 de ani. Aș cădea și mi-aș rupe toate oasele. Să cad, știu deja. Iată profesorul ideal. Bună idee! Te costă 50 de cenți? Mulțumesc pentru reducere de preț. Andy Anderson, ai participat la carnaval timp de 20 de ani. 15 probe în fiecare an. Știi, asta înseamnă 400 de înfrângeri succesive. Bravo ție, Williams! În sfârșit ai luat examenul la matematici superioare? Cum te simți după atâtea înfrângeri, hă? Băieți, depinde de situație. Vedeți? Încerc să dau la spate înfrângerile. Privesc înainte. Oricând roata se poate întoarce. Spune-mi, crezi că vei câștiga concursul de sculptură în gheață? Hmm? Pentru unii, un cup de gheață înseamnă doar un mod de a-și răci băuturile. Eu sunt de părere că înseamnă poezie. Poezie? Explicați-mi și mie la ce se referă. De ce râde de tine, tată? Mă invidiază pentru talentul meu. Da, dă-te la o parte și privește-l pe acest Michelangelo contemporan creând o operă de artă. Îmi place, o să câștigăm. Gata, e suficient. Aprinde reflectoarele, fiule. Hai. Tată! Nu acum, Tommy. Dar tată! Ce?
Mulțumesc, Anderson, ratatule! Deci am câștigat! Asta e problema cu arta. E așa de efemeră. Ia te uită! Am câștigat! Cât de mândră trebuie să fii! Să știi! Sunt sigură că Marty ar fi mai mult decât încântat să-i dea lui Andy lecții de sculptură după carnaval. Oh, Kitty, cât ești de generoasă! Ești foarte grațios, lui. Mulțumesc! Despre asta voiam să discutăm. Mă înveți să patinez? Bună idee! Astfel vom patina împreună la concurs, nu? Da. Asta voiam și eu. Și ce ai vrea să înveți? Nu vreau să par prea ambițios. Să mă țin drept. Urmează-mă. Așa nu o să concurez niciodată la olimpiadă. E mai bine alunec. Nu te mai prosti, lui, așa nu înveți nimic. Ridică-te. Ascultă, pentru că abia învăț să patinez, mă întrebam dacă ar trebui să procedez altfel dacă aș patina cu o persoană, să zicem, mai înaltă. Nu, nu chiar. Și dacă partenera ar fi mai în vârstă? Poftim? În vârstă. De fapt, situația se schimbă dacă partenera e mai înaltă și mai în vârstă. În primul rând trebuie să patinez mai repede. Și trebuie să înveți să patinez singur. Asta ar trebui să te potolească. Vai, cineva e indispus. Mulțumesc pentru lecție. Mișcă-te sau vei pierde, Anderson. Te simți bine? Nu, adică, da. Stai puțin, te cunosc. Ești Lenny, nu? De fapt, sunt lui. Ești prietenul lui Jenny, Lenny Anderson. Lui. Exact. Ai grijă de tine și continuă să exersezi, Lenny. Sunt sigură că vrei să participi la concursul de diseară. Pa, pa! Nu mi venea să cred. Din câte îmi dădeam seama, voia să-i fiu partener la concurs. Avea să fie numai a mea. Vom fi împreună pentru totdeauna, Lana și Lenny. Arăți de parcă ți-ai fi pierdut cel mai bun prieten. Poate că e adevărat. Știi, Jenny, când eram mică, mi-am adus câinele la carnavalul de iarnă și l-am pierdut. Vrei să știi ce s-a întâmplat? A căzut și s-a înnecat. Vai, nici de cum. Asta s-a întâmplat peste câțiva ani. Nu. A fugit să prindă iepuri pe celălalt mal al lacului. A prins ceva? Nu, dar s-a întors la mine. Cred că a fost nevoie să traverseze lacul ca să înțeleagă că e mai fericit alături de mine. Frumoasă poveste! Acum vă rog să mă scuzați. Am băut prea multă ciocolată și am prea mulți indispensabili pe mine. Mă înțelegeți, nu? Te înțeleg. Hei, Jensen, renunță! Eu o să găsesc brânza. Grumble, tu n-ai găsit apă nici în lacul Michigan. Aceasta este o bucată din cea mai bună brânză din Wisconsin, tăiată de însuși primarul ținutului. Primarul a tăiat brânza! Ați auzit, prieteni? Da, da, e bună gluma asta, tată, bună! Mulțumesc, Benglin! Asta e, băieți! Avem o armă secretă! Nu avem cum să pierdem! Da. Nu te teme, tată, găsești un mod! Secretă. El e micul Willard, ne va conduce la raiul brânzei. Dar, tată, arbitrul a zis că brânza e din bronz. Detalii, detalii, arată spre să mergem. Ce plan genial, tată. Știi ceva? Sună-mă când ajung la raiul brânzei și vin cu taxiul. Mărește pasul, soldat, nu te abate. Tată, atenție! Ce s-a întâmplat? E ziua liberă a lunaticilor! Ți s-a desfăcut șeretul! Mulțumesc, Aura! Ar trebui să te duci la control oftalmologic, Aura! Șireturile mele erau bine legate, cu două noduri, ca de obicei! Am găsit-o! Tată, te-a durut?
Nu, a fost un masaj suedez. O spatele și atică. Iată bucățica de brânză. Ai căzut pe bucata de brânză din aur. E grozav. Bravo lui. Acum dă-mi eu. Ia de uite. La egalitate pe primul loc. Trebuie să-ți mărturisesc că nu credeam că mi-ai apucat această zi. Promisiuni, promisiuni. O să te îngrop, Andy. O să îngrop întreaga specie umană. Da. De ce ești trist, bucățica mea de brânză de aur? Nu mai îmi spune așa, tată. Oh, sensibil. Nu știu ce voi face la concursul de diseară. N-ai parteneră? Ha? Te-a fraierit? Procedează ca tatăl tău și fură partenera altui fraier. Nu am parteneră, e cea mai bună din oraș. Atunci care-i problema ta? Sunt cel mai prost patinator din oraș. Mi-e rușine. Lui, dă-mi voie să-ți dau sfatul pe care l-am primit cândva de la o fetiță drăguță. Carnavalul de iarnă nu înseamnă competiție. Nu contează cine e mai bun sau mai slab, sau să-i întrești pe vecin, doar dacă e vorba de Jensen, ratatul. Na, ăsta. Carnavalul de iarnă e doar un prilej de distracție. Mama ta are dreptate. Și deși nu e aici, pun pariu că oriunde ar fi, se distrează pe cinste spiritul carnavalului de iarnă. Să-ți pui rugăciunile, cucoana? Te-am întrecut! Auzi, nu mai e nimic mai penibil decât o ratată care crede că are șanse. Niciodată nu mi-ai plăcut! Familia Anderson face de rușine orașul ăsta. Poate că ar trebui să te muți! Îți închiriez un camion! Ocoliți, pod scos din uz. Se apropie! Umăr lângă umăr, obraz lângă obraz! Pune un film în aparat! Cursa e strânsă! Știi? Îmi ești vecină și prietenă. E primul rezultat egal din istoria orașului! Felicitări! Bravo! Asta e fata mea! Bravo, Aura! Asta e fata mea! Nu, e a mea! Ai reușit, mama! Deci concuram pentru locul întâi, iar eu aveam să patinez pe un lac înghețat cu femeia visurilor mele. Când te gândești că de dimineață nici nu voiam să particip la carnaval. Ești gata, Lana? Bineînțeles că sunt Milton. Dar unde ai fost? Milton. Ce ai făcut? Nu te-am văzut. Sunt respins din cauza unui tip incredibil de chipe și de sofisticat pe nume Milton. Hei! Lenny? Ce faci? Trebuia să patinăm împreună, ai uitat? Credeai că noi doi? Oh, e cel mai drăguț lucru pe care l-am auzit vreodată. E un nou episod al serialului Îl iubesc pe lui. Stai liniștit, campionule. Vine și rândul tău. Campion? Lui și Lana în copac s-au cățărat și s-au sărutat. Termină! A greșit, bine? Se referă la mine. Numai că n-a confundat. E adevărat, Lenny? Sunt lui. E din cauza loviturii de la cap. Prietenii tăi sunt tare ciudat, Jenny. Sună-mă peste 10 ani, puștule. Jenny. Lui? Mulțumesc și... iartă-mă. Oh, de ce? Fiindcă... Ai crezut cumva că ești mai mare? Da, așa. Îmi pare rău pentru asta și... Și fiindcă ai uitat cine sunt adevărații tăi prieteni? Da, și aici ai dreptate. Poate că persoana care voia să-ți fie partener a fost tot timpul lângă tine. Serios? Nu, a fost o simplă invenție. Haide lui. O să cad. O să te ridic? Doamnelor și domnilor, acesta este semnalul sfârșitului carnavalului de iarnă. Să participați și anul viitor. Mai ia o pauză. N-ai făcut decât să răcnești și să trâncănești toată ziua. Este slujba mea. Da. Poți măsura 43? De unde știi? Mă pricep la picioare. Haide, Piro. Carnavalul a continuat mult după apusul soarelui. Probabil că temperatura ajunsese sub minus 10 grade. Dar nu-mi păsa. Poate din cauza patinajului, poate datorită partenerei, sau poate că degerasem. Oricare ar fi fost motivul, nu simțeam nimic. Pentru prima dată în acea zi, îmi era cald.